Vă prezentam joi la Valahia TV un material în care mai mulți giurgiuveni declarau că au ales să renunțe definitiv la încălzirea în sistem centralizat în favoarea altor sisteme mult mai convenabile, spuneau ei. Încălzirea cu ajutorul sobei, a caloriferelor electrice ori cu ajutorul centralei pe gaze sunt doar câteva exemple în acest sens. Am vrut să aflăm și părerea directorului Global Energy Production, Sorin Cepraga, în legătură cu modalitatea de facturare a energiei termice și care este situația actuală a celor peste 6.000 de contribuabili care primesc căldură de la Global. Suma se va mări odată cu facturarea lunii ianuarie, care e în curs. Probabil că datoria va ajunge undeva la 10 milioane. Sunt cu 25% mai puțini consumatori ai energiei termice în iarna 2013-2014 față de acum două sezoane. Mulți giurgiuveni au ales să se descurce pe cont propriu și să se debranșeze de la sistemul termic în favoarea altor surse de încălzire. În același timp, Global Energy Production anunță că situația celor aproape 6.000 de contribuabili este destul de dificilă în condițiile în care aceștia au de achitat restanțe de ordinul la peste 5 milioane de lei. Încasările de la populație sunt mult mai mici în comparație cu anii trecuți. Giurgiuvenii trec în număr foarte mic pe la caseriile GEP. Zilnic se încasează doar 30.000 de lei față de iarna lui 2011-2012, când încasările erau duble, peste 60.000 de lei. Foarte multe apartamente se declară la începutul unui sezon debranșate sau cu o suprafață de încălzire radiantă mai mică, ceea ce în principiu nu se întâmplă. Contorul de la scară înregistrează un consum poate identic cu cel dinaintea anunțării debranșărilor. Ca atare, cei care sunt anunțați debranșat nu mai plătesc absolut deloc, facturile se încarcă pentru ceilalți. Lucru care se întâmplă în 80% din cazurile cu facturi foarte mari. Chiar și în aceste condiții, în care încasările de la populație sunt extrem de mici, Cepraga a dat asigurări că oamenii nu vor fi afectați privind furnizarea agentului termic și că în prezent există suficiente rezerve de combustibil pentru iarna 2013-2014. Încasările erau între 70.000 și 130-150.000 de lei. Astăzi încasăm 30, maxim 40.000 de lei, ceea ce ne îngrijorează, pentru că trebuie să plătim în continuare gazul pentru cele două luni rămase din iarna 2013-2014. Interviul integral cu directorul Global Energy Production, Sorin Cepraga, îl veți putea urmări după jurnalul de știri Valahia TV, vineri 7 februarie.